Bună ziua, domnul prim-ministru, doamnelor, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor prefecți, doamnelor și domnilor conducători de direcții județene. Bine ați venit la această videoconferință. Este un format puțin mai neobișnuit, dar am ținut neapărat să ne auzim și să ne și vedem prin intermediul tehnicii. Suntem într-o situație destul de complicată. Din acest motiv am decis și am decretat stare de urgență în întreaga țară pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile centrale au început imediat să lucreze foarte intens, la maxim. Ați văzut că am avut alaltă ieri deja o videoconferință foarte importantă și foarte bună cu membrii guvernului care sunt foarte implicați în măsurile pe care le-am decretat. Ieri, guvernul a luat măsuri foarte importante și economice și de protecție socială pentru a veni în sprijinul, în primul rând, al românilor, dar și în sprijinul firmelor din România. Iar astăzi, iată, v-am convocat la această întrevedere, fiindcă dumneavoastră, prefecții, conducătorii de direcții județene, sunteți, dacă pot să mă exprim așa, armata noastră din teritoriu, care trebuie să funcționeze perfect pentru a face ca această stare de urgență să funcționeze foarte bine. Starea de urgență a fost decretată pentru a proteja românii de răspândirea acestei boli, de răspândirea infecțiilor cu coronavirus, dar în același timp starea de urgență a fost decretată pentru a permite măsuri administrative, măsuri guvernamentale, măsuri chiar legislative care fac posibilă îngrădirea, încetinirea, răspândirea acestei boli și în același timp permit prezervarea vieții economice în România. Vă rog așadar, doamnelor și domnilor, să fiți foarte activi, să faceți tot ce impun și ce vi se transmite din partea autorităților centrale. Să înțelegeți că situația este nu doar complicată, situația este gravă. Depinde de noi toți cum trecem prin această perioadă. Dacă ne facem toți treaba foarte bine, avem șansa să trecem relativ bine prin această perioadă foarte complicată. Ați văzut cu siguranță datele din celelalte țări europene. Nu suntem singurii care luptă cu această epidemie. Este, cum se spune, o pandemie. Întreaga lume este într-o situație gravă. România însă așteaptă de la noi să rezolvăm problemele noastre pentru România și asta vreau să facem. Această boală este una foarte atipică și vă spun din capul locului că avem noi în România, după statistici, astăzi mai puțin de 300 de cazuri confirmate. Însă vom avea mai multe cazuri. Acest lucru este clar, ne spun experții că boala se va extinde în continuare. Dar dați-mi voie să spun ceva despre experți, despre medicii noștri, despre personalul sanitar care s-a pregătit bine, care este pregătit să facă față acestei epidemii. Și aici un cuvânt special pentru cei din direcțiile de sănătate publică. Vă rog să vă faceți treaba cu maximă seriozitate, cu maximă celeritate.
Iar celor din spitale le spun: pregătiți-vă cu toții. Este foarte important ca toate spitalele să fie pregătite pentru pacienți, chiar dacă, din fericire, astăzi când vorbim, încă nu avem foarte mulți pacienți. Însă, dacă ne uităm în jur, putem să ne dăm seama de situația complicată în care se află alții și vă spun, eu și guvernul și cred că și dumneavoastră dorim să prevenim cu orice preț extinderea rapidă a bolii. Nu dorim să ajungem într-o situație de criză profundă. Ea trebuie prevenită. Trebuie să prevenim răspândirea acestei boli. Trebuie să încetinim răspândirea acestei boli. Aici, sigur, medicii, personalul medical au un rol foarte important. Le mulțumesc pentru munca depusă până acum și încurajez să-și facă treaba foarte bine mai departe. Însă, depinde și de autorități. Autoritățile sunt pregătite, autoritățile centrale, și sunt convins că după această întâlnire și autoritățile din plan local, din județe, dar și noi fiecare român trebuie să-și joace rolul lui corect în aceste măsuri pe care le-am dispus prin decretarea stării de urgență. Stimate colege, stimați colegi din administrație, trebuie cu toții să transmitem românilor lucruri importante, nu doar despre ce fac autoritățile, ci și ce așteptăm de la ei să facă, respectiv în această situație de epidemie, ce să nu facă. Trebuie să explicăm oamenilor de ce nu trebuie să facă deplasări inutile. Nu trebuie sau chiar trebuie să evite aproape cu orice preț contactul direct, contactul fizic cu alte persoane. Spuneți oamenilor când se întâlnesc să nu mai dea mâna, să nu se îmbrățișeze, cel mai bine să nu se întâlnească decât acolo unde este absolut necesar. Știu că este greu. Suntem un popor cu oameni calzi, oameni apropiați, dorim să fim împreună, dar această situație specială cere, și ne-o spun toți experții, și cei din țară și cei din străinătate, că dacă vrem să încetinim răspândirea bolii, trebuie să evităm contactul direct. Este, pe de altă parte, important să mergem la serviciu, acolo unde munca nu se poate face de la domiciliu. Și acolo unde este obligatoriu să mergem, trebuie să avem grijă. Nu dăm mâna, nu ne îmbrățișăm, stăm la o distanță rezonabilă, un metru, doi metri, metri unii de alții, atunci când vorbim împreună sau când muncim împreună. Aceste lucruri trebuie mereu și mereu repetate. Trebuie evitate deplasările care pot fi amânate. Sigur, trebuie să mergem la serviciu, trebuie să mergem să cumpărăm bunuri de strictă necesitate, trebuie să cumpărăm alimente, dar nu trebuie să facem întâlniri care pot fi evitate. Nu trebuie să mergem în locuri care pot fi evitate. Aceste lucruri vă rog să le transmiteți oamenilor din județele dumneavoastră. Un cuvânt doresc să spun și despre românii din afara granițelor, despre românii din diasporă. Se apropie sărbătorile pascale. Trebuie să le spunem cu tristețe, dar și cu sinceritate, să nu vină în acest an acasă de sărbători. În Europa, practic, nu se mai poate circula. Este foarte, foarte complicat. Iar atunci când totuși vin în țară, conform normelor în vigoare stabilite de experți, ei trebuie să intre direct în izolare sau în carantină de la caz la caz. Și atunci ce rost ar avea să vină ca să ajungă în carantină sau în izolare pentru cel puțin 2 săptămâni?
Așadar, transmiteți pe toate canalele. Românii din afara granițelor ne sunt dragi. Ne dorim să-i vedem, ne-am dorit să fim împreună, dar în acest an, de aceste sărbători, nu se poate. Este trist, dar trebuie să fim sinceri pentru a nu crea așteptări care pe urmă nu se împlinesc. Dumneavoastră, fiecare în direcțiile pe care le conduceți, trebuie să fiți fermi. Trebuie să fiți fermi în felul cum conduceți activitatea, dar trebuie să fiți fermi și corecți față de colegele și colegii cu care lucrați. Cine poate să lucreze de acasă, să lucreze de acasă. Cine trebuie să vină obligatoriu la serviciu, să păstreze distanța fizică unii de alții. Creați-le condițiile necesare ca să-și facă munca în condiții sigure. Este foarte, foarte important să respectăm aceste norme care au fost elaborate de cei mai buni experți în plan mondial. Este foarte important să înțelegem cu toții gravitatea situației, dar în același timp este foarte important să nu cădem în panică, să nu cădem în depresie și să ne dăm seama că depinde de noi să îngrădim răspândirea acestei boli. Depinde de fiecare dintre noi și de fiecare autoritate pe care o conducem noi. Vă rog fiecare să vă faceți treaba în mod exemplar, să respectați toate normele, să respectați toate indicațiile, evident, întreaga legislație care este foarte specială în această perioadă. Guvernul, în frunte cu domnul prim-ministru Ludovic Orban, a dat deja un exemplu foarte bun de cum se poate lucra chiar în condiții foarte complicate. Avem deja o serie de acte legislative emise prin ordonanță de urgență care vin în sprijinul și al românilor și al firmelor. În aceste condiții, vă rog să conștientizați nevoia de implicare totală cu respectarea totală a normelor în vigoare. Este important să ținem contactul și prin acest mediu și prin videoconferință, dar foarte important, și aici vreau să închei prima parte a intervenției mele. Stimate colegi, stimați colegi, este o situație gravă, este o situație complicată, dar noi românii am dovedit că dacă suntem uniți, dacă lucrăm împreună, putem să trecem cu bine peste orice criză. Mă bazez pe dumneavoastră, pe toți, să trecem cu bine peste această perioadă dificilă.